Noua alianță de guvernare între PNL și PSD stârnește numeroase nemulțumiri, mai ales în rândul liberalilor. Unul dintre nemulțumiți este și Pompiliu Crai, liberal cu ștate vechi în politică, actualmente președintele organizației de seniori din PNL, județul Hunedoara. Invitat recent în emisiunea de la A la Z, acesta a acuzat conducătorii de la centru, dar și din filiala județeană pentru situația existentă. Eu sunt în categoria liberalilor foarte supărați din acest foarte punct supărat. De vedere. Deci eu v-am spus și la emisiunea trecută că sunt liber să votez cu cine doresc la congres și că așa voi face. Din păcate, lucrurile n-au ieșit tocmai cum eu aș fi vrut. Eu personal acum. A, deci să înțeleg că ați fost de partea lui Orban. Da, sigur că da. Da, deci, ok. Am votat, am fost printre cei 1800 și nu știu cât au fost, care am votat cu președintele Orban. Și n-a fost supărare mare, pentru că mai cunosc un liberal care și-a postat votul pe Facebook și mama mia... Supărare din partea cui? Păi, din partea șefilor, din partea președintelui, din partea Vituței Stănescu, pentru că este... Șefii sunt șefi, alți mâine nu mai sunt. Păi, normal, dar se pot întrebuința șefii azi pentru un lucru, data viitoare pentru altul. Pompiliu Crai crede că din această atitudine a celor aflați la conducerea partidului PNL a ajuns într-o fundătură. De-aia ajung lucrurile într-o fundătură și Partidul Național Liberal astăzi... cu regret o spun, este într-o fundătură, pentru că ani și ani de zile au trecut și am învățat, sau unii au învățat, să spună, fai ce frumos și deștept e șeful, să ia scama de pe rever și să facă strict o sensul cum îi spune șeful. Și să trăiți șeful. Și da. Atunci da, când șeful greșește șeful, să nu-i spună nimeni nimic a greșit sau n-a greșit. Da? Și atunci unde am ajuns? Mergem toți în cor. Da? Și votăm așa cum spune unul sau altul. E, iată că rezultatul, între ghilimele, se vede. Că pentru unii pare a fi bine, doar pare, e o iluzie. Liderul organizației de seniori mai consideră că alianța cu PSD este o iluzie, pe care partidul din care face parte a mai trăit-o și că, la ora actuală, liberalii sunt o remorcă a socialdemocraților care și-au jucat bine cartea. Această alianță, după părerea mea, este o iluzie, pentru că avem experiența alteia cu ani în urmă. Eu am participat și la aceea. USL-ul. Cu USL-ul, da, a fost o experiență de vreun an care n-a mers și acum credem că o să meargă. Ce am făcut noi, doamna Nicol, ce am făcut noi? Am avut guvernarea în mână, da? Am avut tot. Și acum suntem la remorcă. Nu-mi vinuiesc PSD-ul. Bravo lor, știu ce vor. Au știut să joace cartea. Au știut să joace cartea, dar noi ce carte jucăm? Deci din Fruncea am ajuns să fim Balamaua, căruța PSD-ului. Ați jucat la Cacealma și v-ați subapreciat, deci adversarii. Am jucat prost, foarte prost. Ce interese au fost și de unde au venit aceste idei, dar rezultatul este catastrofal. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV DEVA, emisiunea de la A la Z, în care a fost invitat Pompiliu Crai, președintele organizației de seniori din PNL Hunedoara.